Uite, drogul nu e drogul. Agenția Antidrog neagă existența unei substanțe psihoactive noi pe piață, numită depresie zombie, în județul Cluj. Agenția Națională Antidrog susține că, de fapt, tinerii ar fi consumat droguri deja existente pe piață. Agenția Națională Antidrog, în calitatea sa de coordonator național al politicilor publice antidrog, revine cu precizări în ceea ce privește apariția în România așa numitului drog zombie. Evaluările disponibile în România în acest moment nu conduc la existența unei substanțe psihoactive noi. Din comunicările structurilor specializate rezultă că nu a fost identificată prezența niciunei substanțe noi psihoactive. Persoanele care distribuiau în zona Turda și Câmpia Turzii substanțe psihoactive deja existente pe piața din România au fost arestate de autoritățile competente. Se arată în comunicatul agenției Antidrog. Mulțumim pentru informație, dar oricum are mai puțină importanță cum se numește drogul sau dacă este nou sau vechi pe piață. Important este că aceste substanțe etnobotanice îi paralizează practic pe cei ce le consumă. Fostul șef interimar al Poliției Cluj, Cristian Ilea, a declarat în luna iunie că problema drogurilor în Cluj nu există și că ar fi o invenția presei. Însă, Ziar de Cluj și NCN au prezentat în ultimul an zeci de filmulețe cu adolescenți clujeni de-a dreptul înghețați de aceste droguri din categoria etnobotanicelor, care au făcut ravagii prin liceele din întreg județul. În plus, doar în acest an au existat și două cazuri de trafic de heroină descoperite în Cluj. Și avocatul poporului s-a sesizat marți din oficiu în cazul tinerilor expuși la droguri de mare risc depistate în zona Turda și Câmpia Turzii.